Ai observat când cad dinții de lapte ai unei pisici? Deoarece pisicile nu au deloc dinți la naștere, ele cresc și apoi se schimbă. După o jumătate de lună, primii dinți, incisivi, încep să crească și, după câteva luni, absolut totul este tăiat. După ceva timp, produsele lactate cad și ele, fiind înlocuite cu produse permanente. Numărul lor se schimbă. De asemenea, în loc de 26, devine 30. Pisoii au 26 de dinți de lapte, iar când sunt înlocuiți cu molari, sunt 30. Pe două rânduri cresc 6 incisivi și o pereche de canini. Există 4 premolari pe rândul de sus, 2 molari de desubt. Cum să ai grijă de o pisică când se schimbă dinții? Cel mai adesea, schimbarea dinților de foioase în molari are loc fără probleme. Dacă sunteți îngrijorat de bunăstarea pisicii de vese, verificați gura zilnic. Dinții nu trebuie să se rupă. Culoarea normală a gingiei este roz. Nu trebuie umflată, dacă aveți răni în gură, contactați medicul veterinar. Agresivitatea excesivă a unui pisoi poate fi un alt motiv pentru entuziasm. Primul semn că un pisoi este dinte este o dorință de a amesteca tot ce îi se pune în cale. În această perioadă, gingiile pisicii mă mâncăresc, iar ele reflexiv vrea să le zgârie pe ceva. Dacă nu vrei ca pisica să strice lucrurile, cumpără-i o jucărie specială. Dacă pisoiul începe să muște oamenii de picioare sau brațe, atunci trebuie să interzici să o facă. În caz contrar, pisica va face acest lucru la vârsta adultă, dar nu va mai fi posibil să-l înțărcăm. Când dinții unui pisoi se schimbă de la primul la indigent, trebuie să îi monitorizați cu atenție dieta și să vedeți care are suficient fosfor și calciu. Puteți completa dieta slabă cu ajutorul complexelor de vitamine și a pansamentelor minerale. La ce vârstă încep să cadă dinții din lapte? Dinții din lapte sunt un fel de perioadă pregătitoare pentru dezvoltarea celor permanente. Cu ele, pisoiul nu poate mesteca alimente solide, de exemplu, carne și oase. Când pisoiul are 6 luni, dinții de lapte încep să se transforme în molari. După înlocuirea dinților, pisica devine un adevărat prădător și poate mânca alimente solide. Cum se determină apariția pierderii dinților? Înlocuirea dinților inconstanții cu molari are loc imperceptibil pentru mulți proprietari. Este posibil ca nici măcar să nu vadă cum a căzut un dinte de lapte al unei pisici. Uneori, animalele le înghit. Puteți observa începutul acestui proces prin semne individuale: salivare puternică, sângerări ușoare ale gingilor, scăderea apetitului, punct și virgulă, dorința de a roade în mod constant tot ce vine peste drum. Dinții încep să se slăbească, deși dinții din lapte nu sunt concepuți pentru a mesteca alimente solide, sunt foarte ascuțiți și mici. Caninii sunt ușor curbați. Subțierea în regiunea gingilor. Molarii sunt mai drepți, lărgindu-se în zona gingiei. De asemenea, se întâmplă ca dinții de lapte să nu cadă imediat și să crească împreună cu molarii. Acest lucru poate aduce disconfort pisoiului, deoarece noul dinte îl va ciupi pe cel de lapte. În această situație, va trebui să îndepărtați dintele de lapte, dar acest lucru va trebui făcut de medicul veterinar care utilizează anestezie. Nu poți scoate un dinte singur, împreună cu extracția dintelui. Medicul veterinar poate verifica mușcătura pisoiului, precum și cauza patologiei. Caracteristici ale comportamentului pisicilor la schimbarea dinților. Schimbarea dinților la un pisoi nu este întotdeauna perfectă. Acest proces poate provoca disconfort animalului, ceea ce face pisoiul mai iritabil și mai capricios. În timpul schimbării dinților, pisica poate avea un miros neplăcut din gură, ceea ce este absolut normal. La câteva luni după înlocuirea completă a dinților, mirosul neplăcut va dispărea. De asemenea, pisicuța poate mesteca mobilier, haine sau încălțăminte. În această perioadă, încercați să îndepărtați toate obiectele valoroase de la îndemâna sa sau, chiar mai bine, să-i aduceți o jucărie. De asemenea, nu lăsați animalul de vese să vă muște, nici măcar în timp ce vă jucați. Acest obicei poate rămâne cu el pe viață. Un înlocuitor excelent este un stick de vitamine. Este suficient de greu ca pisoiul să zgârie gingile împotriva acestuia și, în același timp,
ajută la refacerea lipsei de vitamine utile din corpul animalului de companie. Dacă doriți ca animalul de vese de companie să fie sănătos, asigurați-vă că îl urmăriți când schimbați dinții. Economisirea sănătății unui animal poate face viața foarte dificilă. Dacă observați o abatere, contactați imediat medicul veterinar, deoarece sănătatea pisoiului depinde de devese. Distribuie pe rețelele de socializare.